Ciobanul se afla cu oile la păscut când a căzut în fântână la o adâncime de 10 metri. E vorba de o persoană de 50 și ceva de ani care undeva pe un câmp, pe un teren agricol, a căzut în acea fântână la o adâncime de 8-10 metri. S-au deplasat la fața locului Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei, deși nu se află pe unitatea administrativă a Comunei, ci pe Ciocârlia. Am intervenit noi, bineînțeles au venit și cei de la IS. Vina aparține proprietarului de teren din acea zonă care a săpat fântâna fără a mai izola locul. Din fericire însă bărbatul nu s-a ales decât cu o întorsă la picior și se află în afara oricărui pericol.